Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Scrap Mechanic. Suntem aici alături de Speedy, Spacer și Cocoputo, care e acolo undeva în spate, adică Adelin. Bun, noul lui nume. E foarte mândru de el. Bun, ce avem noi în acest episod? Ei bine, Speedy o să-și facă cameră la Spacer în casă. Casa aia care am zis că e al lui Manevra, am greșit. Eu am făcut o mașină șmecheră pe live și o să lucrăm la garaj. Haideți să vă arăt. Bam! Avem aici, fiți atenți. Nu, glumeam. Înainte să vă arăt, înainte să ziceți ceva, înainte să judecați, am vrut să o fac mini, a fost prima încercare, adică o versiune în miniatură a mașinii respective. Am încercat să fac o replică după BMW X6M. În proporții de 40%, da, arată a BMW X6M. Am mai făcut acum mici modificări. Cam așa arată fața, nu seamănă și nici spatele. Nu m-am uitat, doar lateralul m-a interesat să aibă cam aceeași formă. Și în mare eu zic că a ieșit destul de ok. Dacă vă place, lăsați acolo un like și lăsați în comentarii dacă are și-a puțin o apucătură de X6M BMW. Nu mă refer la față, spate, ci formă per total. Cam așa arată mașina, merge impecabil, are 3 locuri, 2 șoferi, 1 șofer și 2 pasageri în față. În spate am pus eu un sistem pe acolo, cam așa arată, nimic foarte greu. Cam așa arată, avem aici numere frumos. Pa. Și aici. Și aici va fi mecanicul, garajul, adică dacă Spacer sau eu vreau să schimb jantele, nu am voie să fac chestia asta acasă, trebuie să vin la mecanic, unde o să punem mașina, o să avem un elevator auto, aici o să fie un dyno și s-ar putea să aflăm viteza în rast. În Scrap Mechanic, cu cât aleargă omulețul, cu cât merge o mașină, o să folosim câteva formule de la fizică. Bine, asta nu pe clip, pentru că ar fi foarte plictisitor pentru voi. O să trebuiască să facem o pistă și o să fie destul de tare și apoi la dyno o să-mi dau seama exact, bă, asta merge cu atât, asta merge cu atât. O să fie tare, dar asta pe episoadele următoare. Așa că lăsați acolo un like. Prima dată zic să facem mai rapid. Mergem să-ți faci camera Speedy, te ajutăm și noi sau rămânem la garaj? Cum vrei? Nu știu. Mi-e indiferent oricum. Păi hai să facem camera mai rapid, îmi iau mașina, urcați hop în mașină. Hai, eu pe asta am dat. Ideea e că mașina merge foarte bine. E chiar foarte rapidă. Nu virează normal. Bă, de ce ai ieșit cu space-ul? N-am ieșit cu space-ul, n-ar de. Ok, când te urci în ea, pasă S. Gata, merge în față. Așa. Deci mașina merge super ca lumea. E foarte rapidă și are o aderență destul de mare. Acum i-am întărit suspensiile pe spate. E prima dată când mă răstorn. Și da, trebuie să o vopsesc. Aparent când le-am lăsat mai moi, n-a avut nicio problemă cu răsturnatul. Opa, m-am urcat și eu pe pasager. Da, uite, așa nu se răstoarnă sau... Adică avem viteză prea mare. Nu. Bă, mai greu față de data trecută. Da, o să le las așa puțin mai moi. Ideea e că e foarte, foarte rapidă mașina. Și arată bine. Mie cel puțin îmi place cum arată. Oh, uite, asta se potrivește mai mult. Da, arată super bine. Cam așa arată. Hai să-i tragem o poză. Bam. Haideți să facem aici camera. Dați așa că am niște pizza. Mi-am pus o bomboană mentolată în apă. Aoleu, mamă, cum e acum? Oh. Asta e toată camera, Speedy. Îți faci cont de vreo intrare? Până la urmă ai văzut că nu-ți merge ușa de la baie, nu? Am făcut-o. A, da? Da, de ce ai pus totuși geam care nu-i geam? Am vrut să fie ceva intim, adică nu știu. Ah, ok. E ca lumea, ai hârtie igienică aici, bam, câți. Plecați, bă, plecați. L-a plantat. Păi și aici îți faci camera, ia uite, ai pat deja. L-a duce aici pe Cocoputo.
Și faci treabă. Bun, zi ce vrei în cameră ca să ne apucăm să facem. Păi, ce culoare? Pereții ce albi? Vrei să menții albul? Nu contează, da. Da, da. Hai că fac eu un desen așa cu copotul. Adică fac aici tocul. Cum? Cu geam. Cu geamuri aici, da, da, da. Pune spacere. Vă obțăcești tu cu alb geamul dacă poți. Ce? Geamul cu alb. Da, se vede, se vede mai bine. Fii atent. Bagă-i sticla aici sus. Bă, care e ăla? Mă, ce egal e, mi-a plăcut. Acum bagă sticla. Da, se vede mai clar fără albul ăla, dacă vă observi. Uite. Da. Se vede mai alb, mai clar, fără alb. La te. Eu cred că... Nu de ăsta, nu de ăsta. Nu de ăla. Eu cred că ăsta e afară, sau mi se pare mie. Ce? Cine? Geam de afară, cred că ăsta e pus afară. Da. Da. Da, arată mult mai bine fără albul ăla, parcă. Bine, da, se vede el mai albastru, mai așa, dar e ok. Aia cu negru acolo, cu copotul ăsta mic. Atât. Da, avea mai de colorat. Îți face aici o canapea, uite aici o canapea, aici un TV mare. Îți fac eu canapea? Hai, fă, bag. Ar merge niște scări să iasă de aici când vrei să urci hăț. Lux, tati, lux. Hăț, nu mai e lux. Ba da, am loc. Face tata lucru bun. Ia uite. Fii atent ce... Ce-a șters? Cine știe ce? Facem casa la Speedy aici. Nu mă, pacer? Nu așa. Bitch, pre, mamani. Dar ce mă, băi, camera ta nu... Ah, tu vrei gangbang! Tu vrei gangbang! Bagă tu acolo televizorul. Așa. Zi-e sincer. Cum vrei să ți-o dea băieții? Eu să-l dau. Ce? Eu să-l dau. Eu, te-a frumos, vezi? Chim patele nu-și pe aici, bambu. Bă, aici puteai să-i pui televizorul, de fapt. Și dacă nu se uită? Mai bine să pe canapea, ceva frumos. Da, un Netflix. Am la un metru. Televizorul mic. Da, bă, asta face toată casa, bam, bam. Apropo, am uitat să vă arăt, îmi pare... Ne spus, vă arăt episodul următor. Ha-ha, blană, ceva șmecher de tot. Vă arăt episodul următor, dacă tot episodul ăsta facem aici, facem și la garaj. Vă arăt episodul următor, ceva șmecher. De prezentat. Hai mă, Cocoputo, pune el acolo, mă! Ia, i-ai pus cubul ăsta, ăsta e la cel mai greu cub. Bă, Cocoputo îți face televizorul, mă, acum am văzut. Da. Bă, știi ce e simetrie? Ce mă, Deliniuș, hai. Stai, o să radu cu Iru. Iuți. Ah, uite, cum e. Ciuciuc. Oh, uite aia ce cameră șucară ai. Pune-ți o taie invizibilă, de, nu știu, parcă asta. Era ce? Ceva, nu știu. Da, dar poți să stai. Păi să retulește-i pe asta. A, da, stai. Pune-mi de aia, mă, să stau pe ea și... Vrei și tu rechin? Nu vreau rechin.
Ai pus-o? Ia încerca să te pui. Să vedem cum te pune. Uite aici, în stânga, tot. Uite ce l-ai pune. Îi dai! L-ai pus în poziție. Așa. Dar pun și tu pe mijloc, mă. Nu poți să pui? Nu, pe de doi, mă. Hai, dacă atâta, camera. Atât, las, că mă, te scurg mai departe dacă e. Hai și scări aici. Bă, are Itu scra mecanic? Da. Nu, de când? Nu știu. Stai să-l caut. Trebuie să repune o floare de-aia. Pune o plantă. La popier, vrei să-ți pune o floare pe pier? Bă, nu, bă, nebun. Atât e după ăsta, că e doar. Bă. Hai, mergem la gara să face. O, frumos, îmi place familia fostă. O, așa, cartofi, plante. A, nu-i coca. Ba da, e potato. Da, nu. Da. Ba da, e potato. Haide. Bă, pidi. Eu. Bă, te așa să mă... Fă-mi o poză, sau nu treci tu ca să fac eu o poză. Eu cum stau aici, că nu-mi lăsa. Băi, m-a dat pe căsă. Au, trebuie, băiat. Bă, lă, lă, lă. Hai, da. Lasă-o și ea faci yoga de dimineață. Da, da, da. Hai să mergem. Bă, eu n-am emblemă la mașină. Bă, Adelin, nu știi. Ia, hopa sus. Grunca. Adelin, vezi că ai niște dane, te urci acolo, să am emblemă de BMW. Pe mașină, mă, pe mașină, nu lângă, pe ea, pe ea. Ai niște puncte galbene, urcă. Ce-i ăsta? Ha, mă, uite, vezi că de-aia e pe ea. Nu, nu, ăsta are lag, mă. Uite-mă așa. Bă, stai că nu vreau să fiu emblemă. Aia, las-o. Acum hai la garaj. Bă, ce mi-ați făcut la mașină, mă? Ce-a făcut? Păi nu știu. N-am văzut pe tine. Am fost dus, tu ce ai făcut? Îmi pleacă pe două, pe șase. Nu mai virează dreapta. Cocoputu, ai aranjat-o. Stai să o salvez. Bun, deci fiți atenți, trebuie să facem liftul. Aici. Aici o să fie liftul ăla auto. Aveți grijă cum cădeți pe jos. Bun. Exact atâta o să trebuiască să facem cu pistoane. Știți ce zic? O să trebuiască să facem un sistem. Eu o să pun cricul meu aici. O să-l facem tot așa lung exact cât e alea. Până unde vine? Până aici vine, nu? Da. O să le dăm exact așa. Câte cuburi am? 3. Până aici. Ok. Bun. Sau, de fapt, că vine unul. Unde-i? Aici, nu? Da. Ok. Bun, acum, ca să fie o... Cât avem? Avem de... Ok, 3. Facem felul următor, zang. Căutați mijlocul. Stai, facem așa. Unu avea pe numărat, unu avea pe dale. Hai, care găsește mai rapid? De două. Asta e două de aici. Sigur. Păi ia, vezi, nu vine ăla, la fel. Păi puteai să faci așa, uite. Sau... Da, așa. Mă iau după mâna ta dacă tu zici că aici e. De mult timp mi-ai spus că joci cu mine și te-au întrebat până dacă pot intra și ai pus nu. Itu. Da, săracu.
Mi-a și Emile. Dar vezi că mi-e jucă de două aici. Ha? Da, mă, mi-e jucă de două. U, cocoputo. Cocoputo. Da, mă, e șmecher. Cocoputo. Da, 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 da. Unul de-aia. Eu acum jucam cu niște prieteni toți. Ok. Lăsă dezintre ele? Da. Ia și învață, bă, spacer. Eu le zic tu să înveți. Bun, fiți atenți acum. Am făcut asta, da? Mm. Eu acum trebuie să fac direcția. Trebuie băgată mai sub pământ, nu? Trebuie sudată, da. Uite, mi-am făcut așa. Așa ca să ajung aici, am uitat să iau pe aia pe... Trii! Că puta! Mă ridic din morți! Iisus Cristi? Ha? Iisus Cristi? Fii atent! Facem cubul ăsta, ăsta o să fie cubul pe care eu trebuie să sudez ăsta. Am luat-o pe asta, hâț. Aici. Așa, frumos. Acum, deci aici vine liftul, da? Îți lipsesc aici trei cuburi astea. Colorăm astea de se ridică? Punem aici, fii atent. Punem aici așa. Acolo conectăm. Da, fă-le dacă vrei. Bun. Setați-le pe alea speedy la cea mai mică viteză. Și la 5. Toate. Cea mai mică viteză 5. Așa. Ăla e setat. Ăla nu. Ăla da. Așa. Ok. Face și cilindrii aia gri. Gri lucios. Asta, okay. Partea asta aici o să facem un grid ăsta mai deschis. Și partea asta cu vișiniu. Adică să-ți dai seama exact unde trebuie să fii, știi? Mm-hmm. Bun, hai să iau mașina mea, mea e cea mai mare, nu? A, lol, acum se pliază toată. Mai are nevoie de asta de aici, găura asta. Lăsați și voi alea jos. Mamă, stai să vezi că e prea îngustă mașina. Da, e prea îngustă. Ok. Se rezolve. Nu, 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 nu o să facem mașina mai lată. Facem platformă. Adică tăiem ăsta roșu. Ce lipim de... Nu lipești nimic, construiești, pe exemplu, din ăsta. Da, da, ale. Vopsiți-l și voi cu negru ăla. Așa. Hai să vedem acum. Stai că m-am urcat iară pe alt scaun. Bă, da, o mașină care se controlează, mai ce? E cât de cât la fix. Bine, am și cauciucurile alea super late, ia ridică. Cred că merge câte... Merge. Bine, ideea doar de aspect. Pă, nu intri sub alea cu... Ieși mă de acolo. Cu puto! Aoleu. Mă, că nu mai zic. Bă, dar de ce ai intrat acolo? Ai intrat și spui. Nu, 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 eu am intrat. Poți să ieși, poți să ieși. Bun, deci asta e ok acum, ca să fie lift auto. Trebuie să facem un sistem de centrare, știi ce zic? Să punem mașina pe mijloc. E destul de ușor, aș putea spune. Doar că o să trebuiască să mutăm butonul ăsta. Conectați aici la care vreți voi. Nu știu, primul.
O să trebuiască eu să pun. Vezi, funcționează? Face și voi în partea cealaltă identic, dacă se poate. Deci exact cât ține manevra asta. Da, unde e pistonul? Capacul, manevra. Capacul să fie metalic. Pistonul pe mijloc. Mai aici. Ah. Fuck. Bă, cine e viu? Ah. Ok, acum merge. Dă-te, care ești aici? Da, bă, Adeline, te rog eu, nu te plimba pe aici, sau unde ești, era unul, așa, stai acolo. Ăștia care nu faceți, vă rog, nu vă plimbați, că n-avem spațiu mult aici. Gata, uite așa. Mm. Și o centrează, bine, ideea e că, slow. Slow, 2. Doi. Adică, bine, el atâta e, știi? Ia, du mașina ta asta mea. Spacer, du mașina ta. Am mai făcut eu odată niște nebunii de-astea. Bine, atunci aveam altfel de lift. Asta n-a cuie. Ce să fie? Mașinuța asta. Cartul ăla. A lui Cocoput. De fapt, nu, e al lui David. Alu David. Cred că vrea să o fure ăsta mic. Scoate unul mașina de acolo. Imediat, imediat o să scot. Bun. Bă. Ia bagă. Asta e prea mică. Da. Zic că e bine. Da, adică dacă erai mișcat te centra, dar ești centrat deja. Nu, pune strâmb, pune strâmb. Stai. Vino cu ea strâmb, haotic, cum îți pică în mână. Bine, nici așa, că nu o bagi așa. Gen să vii mai mult pe parte, nu știu. Așa, exact așa. Nu ajungi cu botul tu. Prea mica ta. Da. În schimb, dar te... Verdica merge? Merge. Da, e ok. Ia bagă și cartul ăla, dă în spate și hai să vedem cu cartul. Deci să zici că dă... Așa, știi, sistemul e ok. Dă roade. Bagă și cartul ăla. N-am, dar ăsta e îngust. Ba nu, e cât BMW-ul meu. E cât BMW-ul. Dă-i. Atât, dă-te jos. Ah, e ok. Mm. Genul ăsta l-ar mișca în caz de pică, dar e ok. Merge asta. E ok, ai loc pe aici, bam, bam, bam. Să-l facem să ridicem cu un cub? Ca să nu stai cât râlă pe jos? Ah, da, nu stai doar aici. Sănătate. Mersi. Oricum, e bine că am făcut asta. O să ne apucăm și de Dino, probabil, sau după ce terminăm toată partea asta aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de like. Noi ne vedem data viitoare. Și baftă! Pa, 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 pam!